De la om la om. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de luni a emisiunii De la om la om. Sunt Mihaela Ioncelescu și mă bucur să ne auzim de la început de săptămână. O zi de iunie care ne-a întâmpinat cu ploi la noi în regiune, o zi specială, cel puțin la Timișoara, unde se desfășoară Gala Premiilor Uniter. Excelența teatrală va fi premiată la Timișoara în această seară. E o gală care iacătă se întoarce la Timișoara după 6 ani, în anul în care Timișoara deține titlul de capitală europeană a culturii. Este și o ediție specială, am putea să-i spunem chiar o ediție de colecție, pentru că ni se alătură în studioul Radio Timișoara domnul Vasile Shirley, compozitor, producător muzical cunoscut în toată lumea. Bun venit alături de noi! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. O biografie excelentă, un parcurs senzațional, aș putea să-i spun. Mulți dintre ascultătorii noștri cu siguranță vă recunosc numele ca fiind legat de Disneyland Paris, unde aproape 30 de ani, prin mâna dumneavoastră sau prin urechea dumneavoastră, dacă îmi permiteți expresia, au trecut toate acordurile care s-au auzit la Paris, la Disneyland. Dar cariera dumneavoastră este mult mai solidă, mult mai îndelungată. A început în România, în 86 v-a adoptat Franța, dacă nu mă înșel. Cum regăsiți Timișoara? Pentru că ați revenit în țară după 90, știu, de nenumărate ori, dar voiam să vă întreb pentru început. Cum regăsiți Timișoara? Mă rog, e Timișoara mea. Nu este Timișoara în general, este Timișoara mea legată de anumite locuri, bineînțeles, de nenumărate amintiri, de sensibilități și de nostalgii. Este frumoasă. Este un loc frumos pentru mine. Voi fi legat întotdeauna de ziduri, de lumină, de mirosuri, de tei, de prieteni, de cei cu care am crescut, de cei cu care am fost educat împreună cu ei și chiar de către ei, prin faptul că am stat în internat ani de zile și aveam o relație cu colegii nu doar de prietenie și de chiulit de la școală, ci de învățat alte lucruri, așa cum este Timișoara aceea nostalgică și care îi aduc recunoștință pentru tot ceea ce mi-a dat. Pentru că mi-a dat oamenii care au locuit aici în acea perioadă, profesori absolut extraordinari, cei formați la începutul secolului 20 în alte părți ale lumii, în general la Dresda, la Leipzig, la Viena, la Budapesta, și care ne erau profesori. Și este această Timișoară legată de muzică, legată de viață, legată de descoperirea vieții la 11 ani, intrând în internat și plecând la 19 ani către București, la facultate. Deci mica adolescență și mare adolescență, amândouă sunt legate de acest oraș fermecător pentru mine. Trebuie să le spun ascultătorilor, proveniți de fapt dintr-o familie de megleno-români din Grecia, stabilită după multe drumuri la noi în Timiș, la Varia, și v-ați născut și ați urmat liceul de muzică de la Timișoara, după care, cum spuneați, v-ați îndreptat spre capitală pentru studiile superioare. Ce vă transmite această descendență? Ce a însemnat pentru dumneavoastră în viață? Este o atitudine a membrilor familiei față de noutate. Pentru că mi se pare a fi emigrant nu înseamnă neapărat să duci sarmalele la Glasgow. Mi se pare important să duci mititei la Madrid. Mi se pare important să încerci să vezi cum se trăiește la Glasgow, cum se trăiește la Madrid, și dacă vrei să locuiești în acele țări, să încerci să respecti locul acela, să aduci din bogăția ta tot ce ai și în același timp să apreciezi bogăția lor și să poți să te integrezi în acea societate. Ori familia mea, ce a venit după plecarea din Grecia, au fost în Kadrilater, din Kadrilater au fost în Dobrogea și din Dobrogea au venit în Banat în 46-47. Important era
să descopere lumea din Banat. Or, familia mea a descoperit această lume din Banat și s-a îmbogățit prin ceea ce găsea aici, din punct de vedere social, din punct de vedere cultural. Era o altă lume. Era ca și cum ați pleca acum în Noua Zeelandă. Erau câțiva kilometri, erau 600, 700, 800 de kilometri, dar lumile erau complet diferite. Ori ceea ce mi-a adus familia, ce mi-a transmis familia de megleno-români ajuns și în Variaș, jumătate sat, jumătate german, jumătate sârbesc, în care familiile de români și de maghiari erau așa ca niște pepite, câteva case în oraș, în satul respectiv, au învățat că într-un sat de 4.000 de oameni existau 4 școli. Era școala românească, școala maghiară, școala sârbească și școala germană, cu clase în limbile respective, această deschidere față de ceilalți, pe care ei o aveau încă din Grecia, pentru că locuiau cu greci, locuiau cu turci, locuiau cu bulgari, în cadrilater la fel, toată această deschidere venea prin asimilarea noilor condiții de viață. Vorbesc de la organizarea anuală, la sărbători, la respectul casei, la gătit, la ce se mânca, și la relațiile cu ceilalți. Este a fost o mare bogăție spirituală pentru ei la nivelul cotidian. Ceea ce mie mi s-a transmis și pentru care le sunt recunoscător, ceea ce am găsit de altfel venind la Timișoara la 11 ani în internat. Pentru că asta găsești un amestec de tineri care vin din locuri diferite, cu obiceiuri diferite. Această deschidere este foarte importantă, de fapt cred în tot ceea ce vom face, ce am făcut și ce vom face în viață în continuare. Această experiență, voiam să vă întreb, trecem acum, facem un arc peste timp, dacă pot să-i spun așa, această experiență v-a susținut oare într-un fel să vă integrați mai ușor în Franța? 1986, știu că a fost momentul când ați decis să rămâneți în Franța. Da. Cum a fost experiența schimbării din România în Franța, de regim, de țară, de oameni? În aparență era mai greu decât astăzi. Eu consider că astăzi este mai greu decât atunci când pleci din țară. Astăzi, dacă pleci din țară și nu-ți merge bine unde mergi, știi că te poți întoarce. Pentru noi era mai ușor când am plecat atunci, că nu exista drum de întoarcere și trebuia să mergi înainte, să te bați în așa fel încât să-ți fie bine, să fie bine pentru familie. Deci, nefiind calea de întoarcere, nu aveai de ales. Trebuia să te bați și să nu simți durerile atât de mari pe cât ar fi fost sau cum sunt acum percepute de tinerii care pleacă, sau mai puțin tinerii, îmi spune, dacă nu merge bine, mă întorc la mama și o să fie bine. Mie mi-a dat o putere anume de luptă și de a mă integra și de a-mi găsi un rost, plecând cu ideea că nu voi face muzică. Am ajuns în 86 acolo, am spus, s-ar putea să nu mai fac muzică, s-ar putea să fac orice altă meserie pentru supraviețuire și pentru a-mi aduce familia în Franța și pentru a putea să existăm într-un mod civilizat. Am plecat cu această idee, ceea ce probabil că mi-a dat mai multă putere să continui în muzică. Și am avut norocul să întâlnesc oameni în Franța. Deja societatea franceză era foarte deschisă pentru cei care veneau. Eu am fost ajutat imediat de către statul francez. Din blocul francez. Estic? Poftim? Din blocul estic, pentru cei care veneau din estul Europei? Din, de peste tot. Aha. De peste tot exista un sistem de garanție a existenței, un sistem de minim de garanție a existenței, prin eventual acordarea unui mic apartament sau un mic ajutor financiar. Eu am avut acest noroc. Am avut norocul să fiu primit de către francezi așa cum probabil și-ar dori fiecare să fie primit. Adică am primit o locuință socială, am fost ajutat să nu am grijă zilei de mâine unde voi sta și ce voi mânca. Deci mi-a permis în câteva luni să pot să contactez oameni din
lumea televiziunii, din lumea radioului, din lumea cinematografului, din lumea teatrului, în așa fel încât să pot să-mi fac meseria pe care o abusesem în România de compozitor sau de muzician în general. Așa că am fost foarte bine primit și sunt recunoscător statului francez pentru că avea această mijloace și acelor oameni care, dincolo de lege, există un om care o aplică sau o interzice sau o blochează. Ori am dat peste oameni care au vrut cu adevărat să fie foarte bine. Mă rog, povestea este mult mai complexă decât vă spun și satisfacția este cu atât mai mare cu cât plecarea mea, rămânerea mea în Franța nu a fost pentru bani, nici pentru recunoaștere profesională. O aveam în România, recunoașterea profesională, lucram cu muzicienii cei mai buni, cu artiștii cei mai buni din teatru sau din cinema. Am fost solicitat întotdeauna să lucrez, am avut funcții de răspundere fiind director artistic la Electrecord când aveam de-abia 30 de ani și am fost ajutat să pot realiza anumite lucruri. Ori plecarea în Franța avea un alt temei, era bineînțeles ideea libertății, bineînțeles această dorință a fiecăruia să poată să-și ordoneze viața cam cum își dorește. Și pe scurt, sosirea mea în Franța a fost în aparență foarte dramatică. Mai greu a fost pentru cei care au rămas în țară. Pentru soția mea, pentru familie, părinții mei și, mă rog, restul familiei, care urmau, mă rog, calea celor care aveau rude în străinătate. Adică nu mai erau bine văzuți, se întâmplau lucruri tragice aici. Pentru mine știam că trebuie să merg înainte și trebuie să îmi văd de treabă. Nu aveam timp să mă plâng. Dar ați reușit să aduceți familia în Franța? Da, a fost, mă rog, era, cred că pentru mulți s-a întâmplat acest lucru. După o lungă perioadă au reușit să vină. Perioada respectivă este privită acum, sigur, era cu multe incertitudini, dar cred că a fost foarte bine că s-a întâmplat atunci și cred că a fost foarte bine pentru familie că acel sacrificiu, acel moment de durere să fie răsplătit cu lucruri foarte bune mai târziu. Iar Franța v-a oferit o nouă funcție de răspundere, cum spuneați, poate chiar mai importantă decât cea pe care ați avut-o în România. Greșesc cumva, ați fost cel mai longeviv director muzical de la Disneyland Paris? S-a produs momentul? Da, întâmplările vieții, adică în orice meserie contează pe cine întâlnești când întâlnești și dacă vedeți artiști care mulțumesc soartei că au avut noroc atunci când primesc un premiu, majoritatea artiștilor, mai ales americani, mulțumesc soartei că m-am întâlnit cu Gutare și cam așa este. Că poți să fii foarte bun profesionist, să nu ai norocul să întâlnești pe cine trebuie în momentul potrivit. Eu am avut norocul să întâlnesc oameni care m-au îndrăgit, cei care m-au apreciat, nefiind neapărat prieteni, erau, ne cunoșteam. Și țin minte că n-am prin 87, la aproape un an după ce am ajuns în Franța, am fost contactat de către muzicieni francezi pe care nu-i cunoșteam. Primul lucru făcut în Franța a fost să-mi pun un telefon. Adică era foarte important ca cineva să te poată găsi. Să te poată suna. Nu existau mobile pe vremea aceea, dar era un fix pe care ascultam tot timpul responderul să văd dacă a sunat cineva. Și într-o zi a sunat cineva, un tânăr, și mi-a spus că am aflat că a venit un muzician român la Paris și că am vrea să lucrăm cu dumneavoastră, să facem un spectacol. Acest fenomen am aflat că la Paris a venit un muzician român, era valabil și pentru un african, era valabil și pentru un american, era valabil pentru oricine. Pentru că, de fapt, orice loc nu este foarte mare, pe cât credem că este mare. Există un cocon profesional, există o lume profesională care te
te adoptă sau te respinge. Eu am avut norocul să fiu adoptat și acel tânăr m-a pus în legătură cu alți tineri muzicieni. Când spun tineri, aveau 20 ceva de ani, deja aveau 10 ani mai puțin ca mine. Și în clipa aceea am început să lucrez în meserie, în ceea ce îmi plăcea, adică diversitatea de tipuri de muzică. Adică să fie și pentru teatru, să fie și pentru televiziune, să fie și pentru radio, să fie și pentru cinema. Și în altă zi am primit un telefon, era în 90, în începutul anilor 90, chiar în 1990, când gândul nostru era la București, era în România, nu era în altă parte, participam la tot ceea ce se întâmpla în ianuarie, februarie în România, și am primit un telefon din partea unui prieten regizor român, aflat în Franța de mult timp, avea peste 20 de ani deja în Franța, un regizor eminent și scenograf eminent, lucrase cu printre altele, de pildă, făcuse decoruri și lucrase cu un mare coregraf rus stabilit în Franța, cu Rudolf Nureyev, mare, mă rog, o stea a coregrafiei și a dansului. Și Petrica Ionescu m-a sunat să spune, vezi că o să te sune cineva de la Disney, și pentru că se deschide un parc Disney, se face un Disneyland la Paris. Și de aceea un Disneyland. Pentru că nu știam absolut nimic, cultura noastră din perioada aceea în România nu era făcută pe parcuri de atracție, era cultura Disney, era marile filme de animație Disney. Și nici măcar nu erau filmulețele cu Mickey Mouse, cum se dau la televiziune. Noi știam mai degrabă Tom și Jerry, știam alte desene animate, dar nu Mickey Mouse. Și deci nu știam nimic despre Disneyland. E ca în California, zic, dar ce e în California? Păi zice, un mare parc tematic, zice, ca în Florida. Zic, nu știu ce este asta. Ce nu-i nimic, o să-ți spune el. Și m-a sunat acel domn, un francez, care fusese director artistic al acestui Rudolf Nureyev. La Opera din Paris există o structură anume în jurul lui Nureyev, era departamentul de coreografie, și acest francez, muzician, ureche absolută, un om formidabil, foarte cultivat, pasionat de ceea ce face, acest domn Jean-Luc Choplin, care după aceea m-a sunat și mi-a spus că sunt responsabilul artistic al viitorului Parc Disneyland și aș vrea să ne întâlnim ca să vedem pentru muzică. Și m-am întâlnit a doua zi. Nu, mi-a spus la telefon, seara mi-a spus dacă am vreo idee cam ce cred eu că ar putea să fie muzica pentru o mare paradă Disney în care se reprezintă marile subiecte Disney. O paradă cu, zice, am cu vreo 200 de personaje și persoane care participă la asta, o mega paradă desenată, toate desenele făcute și conceptul făcut de acest domn Petrică Ionescu, de către acest regizor. Și am spus, bine, și noaptea aceea, țin minte că am pus sintetizatoarele să se încălzească și nu exista aparatura de astăzi, era un casetofon banal pentru noua generație, îi rog să se uite pe Google să vadă ce însemna o casetă. Și am pus caseta și am început să cânt la pian teme din Disney, din ce mi-aduceam aminte, că nu exista Google pe vremea aceea să mă informez acasă, să mi-aduc aminte de... Și am făcut un fel de potpuriu, un lănțuire de muzici, ceea ce se numește în engleză un medley, și cred că lasem vreo 15 minute, nu era montată, nu era nimic, era cântată în direct pe o clapă, și a doua zi m-am dus cu acea muzică la acest domn, la birou, și a ascultat-o și îmi zice, mai aveți și alte muzici? Zic, da, am scos alte casete cu muzici. Și cam la o jumătate de oră după întâlnire, zice, nu vreți să fiți directorul nostru muzical? Și m-am uitat la el și am spus, ce înseamnă asta? Și mi-a spus ce ar însemna și am spus, știți, îmi pare foarte rău, eu sunt ocupat acum, am făcusem o societate de producție pe care urma să demareze. Eram deja de aproape 4 ani în Franța, deja îmi construisem, aveam obligații față de televiziune, față de spectacole. Și zice, dar am o prezentare, zice, de făcut al acestei muzici, pot să folosesc această muzică pentru prezentarea desenelor, se prezentau desenele de care alegorice, marelui patron Disney. Pe vremea aceea era un domn, vă recomand să mergeți pe Google, Michael Eisner, mare personalitate a producției de film din perioada respectivă, și zic, sigur că da, și vă invit să fiți la prezentare.
am fost la prezentare și acest domn a spus patronului de la Disney, voilà, el a făcut această muzică și patronul zice, păi vezi că ai un director muzical, ziceai că n-ai director muzical, zice, nu vrea să semneze cu noi că e ocupat. Și în clipa aceea patronul mare al Disney le-a spus, păi trimite-l în Florida. Și o săptămână mai târziu m-am dus în Florida, am fost trimis de către Disney să descoper lumea ce înseamnă un Disneyland. Și așa am descoperit. Acolo, când mergi în, în Florida, nu este pentru că ai ochi albaștri sau pentru că ai 1,90 m și părul cârlionțat, ci trebuie să știi meserie. Și apoi există tot felul de teste. Și testele se întâmplă în felul următor. Mie mi s-a întâmplat, eram la masă și a venit o persoană și a spus, avem o orchestră alături, trebuie să repete noul spectacol, dar dirijorul n-a venit, dacă vreți să ne ajutați. Și tu te ridici de la masă, te duci într-o sală unde te așteaptă orchestră și ai o partitură pe care nu ai văzut-o niciodată, sigur cu teme Disney, dar într-un aranjament pe care nu l-ai văzut niciodată și trebuie să faci 1, 2, 1, 2, 3 și începe să cântați. Și trebuie să-i dirijezi și aceasta durează cam 15-20 de minute, după care vine dirijorul, zice că a ajuns, era alături în camera de alături. Și trecut testul. Trebuie să treci un test. Întotdeauna trebuie să, repet, nu trebuie să ai alte calități decât cele profesionale. Și am spus, la întoarcere, am spus la Paris, am spus că mă voi gândi și după câteva zile am dat răspuns, asta se întâmpla prin aprilie-mai și am spus că aș putea să fiu liber pe 3 decembrie sau în perioada aceea, că nu pot până atunci și așa a fost, pe 3 decembrie m-am angajat cu gândul că voi sta 2 ani, parcul urma să se deschidă, asta era 1990 decembrie și urma să deschidă în aprilie 92 și am spus deschid parcul, mai stau câteva luni ca să dreg ce nu funcționează, că întotdeauna într-un spectacol pe viu mai pot să corectez ceva că nu funcționează. Se fac ajustări, adevărat. Se fac ajustările și am spus am să plec și am mai rămas până în 94-95 când am cerut să plec și am fost reținut în condiții mai bune decât înainte și mai bune decât înainte și după aceea mai fost o dată în jur de anul 2000 când am spus că aș vrea să mă duc în altă parte să lucrez și altceva și iar am fost reținut și după aceea așa am stat până în 2018 și când am spus că gata, acum chiar ne oprim și vine noua generație, așa că a fost o intrare în Disney încet încet și foarte sprijinit de către cei de la Disney, adică toți cei cu mare experiență. Da, probabil că sunt cel mai longeviv director muzical al tuturor parcurilor Disney, așa că sunt mai multe în lume. Și vă felicităm pentru asta. În ultima vreme, de fapt și în paralel și în ultima vreme mai mult, colaborați cu regizori pentru, în special cu domnul Silviu Purcărete, pentru muzica spectacolelor de teatru. Voiam să vă întreb, ce diferă între a compune pentru Disney și a compune muzică de teatru? E o diferență? Niciun fel de diferență. De ce? Pentru că este o chestiune de o chestiune dramatică, de ceea ce se întâmplă în sensul artistic dramatic, de ceea ce se întâmplă pe scenă, faci o comedie sau faci o tragedie, este același lucru, faci un balet sau faci o operă, este același lucru, trebuie să ai o atitudine dramatică față de subiect, o atitudine corectă față de abordarea respectivă. Este o chestiune de meserie, adică trebuie să faci ceea ce ți se cere, ceea ce dorești tu să faci. Toți compozitorii din toate timpurile, vorbesc mari maestri, care au fost întotdeauna pentru noi exemple și de urmat am reușit sau n-am reușit, asta este altă poveste, nu au scris doar muzică pentru clarinet. Nu au scris doar muzică pentru, s-au scris și altceva, până și Verdi pentru, n-a scris doar operă, a scris quartete, a scris altfel de muzici. Este o chestiune de meserie, este strict o chestiune de meserie, în ce și de timp. Cu ce muzică vrei să-ți petreci viața? În ce mediu vrei să-ți petreci viața? Dacă vrei să faci hituri pop și rock, vei trăi într-un anumit mediu.
Dacă vrei să faci operă, vei trăi în alt mediu. Dacă vrei să faci muzică de teatru, vei trăi în alt mediu. Sunt medii muzicale, artistice, uneori se întrepătrund, uneori nu se întrepătrund. Sunt foarte mulți rockeri cu foarte bună carieră la 20, 30, 40 de ani, care au trecut în muzica de film. Sunt mulți compozitori de muzică clasică, de ceea ce numește muzica academică, care au trecut în muzică de film. Sunt compozitori de muzică de film care fac muzici simfonice, știu, Ennio Morricone sau John Williams, marile nume. Această graniță între genuri nu există pentru un compozitor. Regulile sunt aceleași care trebuie respectate? Regulile muzicale sunt aceleași. Regulile dramatice sunt diferite. În teatru, de cele mai multe ori, e o scritură în miniatură. Sunt uneori muzici care durează 8 secunde, ca o publicitate, și alte ori sunt muzici de un minut și jumătate, rare ori sunt muzici de 5 minute în continuu. Ele puse la un loc, după un spectacol, pot să creeze o lucrare unitară în cazul în care te îngrijești de acest lucru. Din punct de vedere al conținutului, pentru mine lucrul la Disney sau lucrul la un spectacol Shakespeare făcut de Purcărete sau făcut de Tompa nu înseamnă nicio diferență. Este o chestiune de lucru cu un realizator, o gândire asupra unui subiect, asupra unei teme și culoarea spectacolului, tipul de estetică a spectacolului, către ce merge. Poate să vină cineva să-mi spună, aș vrea să facem un subiect de ale carnavalului, muzică rock. Atunci trebuie să gândești dale carnavalului în muzică rock. Trebuie să faci acest lucru, trebuie să faci... Este un joc al spiritului, este un joc al gândirii, este un tip de umor, un anumit tip de umor care trebuie să te anime ca să intri în lumea celuilalt. Dacă ești destul de rigid, trebuie să ieși, adică nu trebuie să spui cuiva, da, am să lucrez la tine, dar trebuie să-mi impun eu ceea ce vreau. Nu, pentru că este spectacolul celuilalt. Este un regizor, este cel care impune stilul de lucru, nu un compozitor. Un compozitor este o parte componentă al unui angrenaj. Asta este funcția noastră. Îți place să o faci? O faci. Nu îți place să o faci? Nu ești obligat să o faci. Treci pe partea cealaltă și fiecare își vede de drum. Așa că pentru mine, rămânând la Disney, era o descoperire a unui nivel profesional absolut extraordinar, lucrând pe muzici formidabile, cele din filme, apoi cerându-mi să scriu muzici originale, dar care erau comparate cu muzicile de film, și nu puteai să dai orice, trebuia să dai lucruri care să țină la comparația cu ceilalți. Și apoi muzicieni formidabili și același lucru mi se pare că este în teatru de data aceasta, cu regizor, cu scenografi formidabili, cu actori extraordinari și cu manager de teatru, pentru că ceea ce funcționează în teatru foarte mult, dincolo de regizor și toată lumea, sunt managerii de teatru, cei care dau o culoare anume teatrului și cei care știu să ducă mai departe după ani de zile, fără oboseală și după mari chinuri, pentru că ei se chinuiesc foarte mult cu bugete, cu atitudini, cu relațiile umane din teatru. Nu e atât de poetică viața de manager de teatru. Este adevărat. Și trebuie adus omagiu acestor oameni, pentru că ei provoacă, ei pun bazele unui spectacol care într-o zi poate să fie numit, nominalizat la un premiu pentru cel mai bun spectacol. Se fac din întâmplare lucrurile acestea. Este o atitudine, este un flair, este un... Așa că muzica de divertisment, în aparență de divertisment de la Disney, pentru că nu este întotdeauna de divertisment, și muzica profundă de teatru, din punct de vedere muzical, se aseamănă ca atitudine profesională. Spuneam la începutul acestei emisiuni că sunteți prezent la Timișoara, unde se desfășoară de seară, le reamintesc ascultătorilor, Gala Premiilor Uniter, aici la categoria Cel mai bun spectacol, unul dintre spectacolele pe care timișorenii l-au putut urmări săptămâna trecută, este cel realizat în regia lui Silviu Porcărete, Antonin Artaud, Familia Cenci. Voiam să vă întreb cum a început colaborarea dumneavoastră cu maestrul Silviu Porcărete. Cum s-a cimentat această relație? Păi ne știm din
copilărie, ca să spun așa, acum de la vârsta mea pot să spun că în începuturile carierei de compozitor de teatru ne-am întâlnit în anii sfârșitul anilor 70, nu lucram împreună. Ca orice oraș, cum vă spuneam despre Paris, că se auzea în oraș că a venit un român, și așa ne-am cunoscut prin prieteni, prin alți prieteni ne-am cunoscut, și într-o zi m-a întrebat la sfârșitul anilor 70, dar începutul anilor 80 era, dacă aș vrea să intru în echipa dânsului, pregătea un spectacol de păpuși la Brașov, și am spus sigur că da. Și eu am început teatru prin teatru de păpuși. Primele spectacole. N-am știut acest aspect. Da, da. La București, la Teatrul Sanderic, am fost invitat să lucrez, la recomandarea unui alt compozitor. Revin asupra șanselor pe care le are cineva de a fi recomandat de un alt artist pentru a lucra cu un alt artist. Este vorba de Adrian Enescu, eminent compozitor de film, de teatru și muzician de jazz, de rock. Din păcate a plecat prea devreme să se odihnească în pace, și Adrian Enescu a fost solicitat să facă muzica unui spectacol de păpuși și a spus, asta ar trebui să-l facă Vasile. Deci eu am fost recomandat în teatru de către acest domn eminent compozitor, Adrian Enescu, și așa am început primele spectacole de teatru, de păpuși, și pentru ca 3 ani după aceea, 2 ani și jumătate după aceea, să intru în teatrul dramatic cu un spectacol făcut de Dan Micu la Teatrul Notaracu Caramazovi, care făcuse Vâlvă în vremea respectivă spectacolul. Și deci, în acest context de oameni care se cunoșteau, între ei se admirau, între ei erau... Silviu Burcărete m-a întrebat dacă vreau să lucrez la această piesă de păpuși la Brașov, și am spus da, cu mare plăcere. După aceea, încet, încet ne-am continuat logodna artistică cu o ilustrație muzicală la teatru foarte mic, pentru că între timp eu începusem să lucrez pentru teatru, pentru că în 82-83 să mă întrebe dacă aș vrea să intru în echipa de creație a unui spectacol original al treilea, tot la Teatrul Mic, cu Ștefan Iordache în rolul principal, în rolul titular, și a fost primul mare spectacol cu domnul Burcărete. După ce am lucrat alte spectacole și am plecat. Și în perioada dinainte de 90, între 86 și 92, nu ne-am văzut. Ne-am văzut la începutul anilor 90 și câtva timp după aceea m-a sunat să mă întrebe dacă vreau să reluăm legătura noastră profesională, și am plecat în Norvegia să lucrăm la Oslo un Shakespeare și Visul unei nopți de vară, și așa s-a reluat legătura noastră, și sunt foarte bucuros pentru că este un tip de afinitate, este o chestiune de limbaj artistic, este o chestiune de simțire artistică, și sper să se simtă asta în spectacole, că este o viziune anume în care fiecare își acceptă personalitatea și în același timp încearcă să-l ducă mai departe pe celălalt. Citeam într-un interviu pe care l-ați acordat cu ocazia unui festival de teatru de la Sibiu că obișnuiți să vedeți spectacolele prezentate într-un astfel de festival, să acumulați cât mai multe viziuni. Cred că ați făcut-o și de data aceasta la Timișoara, în prefața Galei Uniter de anul acesta. De ce o faceți? De ce urmăriți totul dintr-un festival? Aș fi vrut să urmăresc mai mult. Din păcate nu am timp și este obositor totuși să vezi 2-3 spectacole pe zi, așa că într-un festival ca cel de la Sibiu uneori ești solicitat și ești împiedicat să vezi tot, pentru că sunt foarte multe și unul după altul spectacole. Și la Timișoara am venit să văd pentru că deja inițiativa Uniter și a autorităților județene și locale este absolut extraordinară, de a aduce 3 spectacole
cele la considerate cele mai bune pentru premiul de cel mai bun spectacol. Este un efort absolut extraordinar. Cei care cunosc ce înseamnă teatrul, managementul teatral cu logistica respectivă, nu vorbesc doar de bani, ci este mult mai mult, spații de joc, o organizare față de programele teatrelor respective, pentru că teatrul din Craiova a venit aici cu Oedip, avea alt program, teatrul din Constanța de asemenea, toate sunt legate de celelalte festivaluri din țară, așa cum teatrul din Iași are, ca să vii cu 17 ore cu trenul de la Iași până la Timișoara, mie mi se pare un efort foarte mare și din partea trupei. Tot acest efort din partea tuturor trebuie onorat. Trebuie onorat întotdeauna cu prezența publicului în sală și urmărirea unui spectacol fără să-l judeci. Un spectacol nu trebuie judecat. Un spectacol trebuie trăit. Un spectacol trebuie să intri deschis cu gândul că acei oameni, cei care au realizat spectacolul, regizorul, teatrul care a propus subiectul respectiv, toată lumea, ei vor să te poarte într-o anumită lume. Lasă-te purtat. La sfârșit spune dacă ți-a plăcut călătoria sau nu ți-a plăcut călătoria. Nu încerca să-l judeci de la început, să spui nu vreau să mă duc la Ulaanbaatar pentru că e departe. Du-te la Ulaanbaatar, vezi despre ce este vorba și după aceea spune dacă ți-a plăcut la Ulaanbaatar sau nu ți-a plăcut. S-ar putea să-ți placă foarte mult. Ori, pe mine asta mă interesează, să mă duc, să mă las purtat de acel spectacol și după aceea să spun dacă, după părerea mea, este un spectacol bun sau nu, dacă mie mi-a făcut bine sau nu, ceea ce nu trebuie să știe neapărat vecinul. Este o treabă personală, este strict personală. Mi se pare că eu nu aș recomanda niciodată cuiva să-i spun nu te du la acel spectacol pentru că e un spectacol prost și îți pierzi vremea. În schimb, voi spune du-te la acel spectacol că mi se pare foarte bun. Nu poți să împiedici pe cineva să vadă. Nu e bine să împiedici pe cineva să vadă un spectacol pentru că are alt gust, este altă lume, este altă preferință a celelalte persoane. Într-o vreme asta făcea critica de teatru, în vremurile vechi. Dădeau sentințe. Tendința asta este să dai sentințe, ceea ce este într-un fel nu absolut, e productiv? Este, mă rog, e meseria lor. Meseria mea nu este aceasta. Eu consider că critica de teatru este o meserie foarte grea. În primul rând pentru că li se întâmplă să li se taie entuziasmul. Ori eu mă duc la teatru din entuziasm. Eu nu mă duc să judec. Dacă te duci la o piesă de teatru ca un critic să judeci neapărat, stai cu creionul în mână și cu hârtia ca să notezi ceea ce ți-a plăcut sau ce nu ți-a plăcut, pentru că la sfârșit să-ți dai seama că ai pierdut de fapt foarte multe. Poate nici nu-și dau seama, dar este o meserie foarte grea de a fi critic de teatru. Eu mă duc ca un spectator, așa că văd spectacolele, am văzut pe cele de la Timișoara prezentate, cele trei spectacole, am văzut și în plus, am fost și la Teatrul German să văd un spectacol, așa că mă interesează pentru că vreau să-mi fac propria opinie și nu vreau neapărat să fiu influențat de o opinie și să ader la o opinie fără să fi văzut spectacolul. Vreau să-l văd eu. Povesteam, le spun ascultătorilor, povesteam înaintea ediției de astăzi că mergeți să vedeți chiar și teatru studențesc pentru a vedea ce se întâmplă, ce știu să facă cei mai tineri. Cum îi vedeți? Cum se exprimă? Se întâmplă invers. De data aceasta am fost invitat, am fost la Cluj, am lucrat de curând tot cu domnul Silviu Purcărete la Teatrul Național din Cluj, anfitrion de Molière. Și cu ocazia aceasta am fost invitat să văd spectacole studențești și m-am dus cu mare bucurie. M-am dus cu bucurie pentru că tot așa, cu aceeași atitudine, vreau să văd cum funcționează, pentru că este rezultatul unei metode pedagogice. Tot ceea ce fac studenții, fac în urma propunerilor făcute de către profesori sau a deschiderilor pe care profesorii le au față de gestul didactic. Îi lasă mai liberi, îi strunește, le dă meseria, le spune nu întotdeauna caii aleargă bine ca să fie în fața unei trăsuri, ci ei trebuie să învățați să alerge împreună ca să nu ia trăsura nici la dreapta, nici la stânga. Cam așa e și cu actoria. Și mă duc să văd pentru că mă interesează. Școala de la Cluj este reputată ca o școală foarte bună de teatru și am fost să văd două spectacole.
mi se par foarte talentați. Mi se par foarte talentați și singurul lucru pe care l-aș recomanda întotdeauna noilor generații, indiferent de meserie, nu contează ce meserie este, să învețe regulile de bază. Regulile de bază ale meseriei. În orice meserie le trebuie învățate foarte bine ca să fii inovator pe o regulă de bază și nu inovator pentru că nu știi regulile de bază și atunci ți se pare că ai inventat tu roata când ea există. Și amănunte sunt și exemple sunt multiple, mai ales în muzică. Tehnologia de astăzi permite oricărei persoane să facă muzică, oricărei persoane își cumpără două aparate și poate să facă muzică în aparență coerentă și interesantă, dar dacă ascult două sau trei muzici ale cuiva, eu știu dacă a făcut școală sau n-a făcut școală, dacă știe mai mult decât ceea ce ne arată și considerația mea, stima mea pentru el va crește în cazul în care simt că acea persoană cunoaște regulile de bază. O regulile de bază sunt foarte importante în tot, în pictură, în arhitectură, în muzică, în actorie. Așa că atunci când mă duc la teatru, după primul spectacol, l-am și spus, aș vrea să văd și acum și un spectacol de text, nu doar de acțiune și de mișcare, să văd tot ce înseamnă frazare, tot ce înseamnă pronunție, tot ce înseamnă mișcare diferită, este altfel, pe care toate aceste elemente pe care poate nu le vor folosi niciodată direct, poate nu vor face niciodată acești actori acest tip de teatru. Dar când faci un alt tip de teatru, se simte că tu știi să faci. Este cazul lui Picasso, de pildă, marele Victor Picasso, el are desene academice absolut extraordinare, făcute în anii 30, după ce trecuse prin mai multe perioade de avangardă. Se simte. Și în clipa aceea, admirația pentru Picasso este mult mai mare, că știi că el știe să deseneze mâna unui, sau o statuie de Michelangelo, să o reproducă în desen, pentru că are tehnica de desen. Și atunci îi permis să pună urechea pe fese și genunchiul pe frunte. Așa că are voie să facă orice după ce știe tot ce înseamnă arta, baza artei. Încheiem în această notă ediția de astăzi a emisiunii De la om la om și vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii De la om la om se încheie și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Timișoara.